încât ei atribuie rezolvarea oricărei alte intervenții în afară de asta. Adică spun, în sfârșit, după 2 luni de tratament, nu știu care, medicamentos, acum își produce efect. Cu siguranță. În primul rând este frica. Deci frica de ce va urma, nu se știe foarte clar care e perspectiva pentru această iarnă. Deci la frica naturală de creșterea prețului la facturi sau la orice altceva, este și frica de necunoscut. Deci este o dublă frică. Apoi este îngrijorarea, da? Cum am să mă descurc. Asta o facem bătând pe aici, pe cantul mâinii sau punctul de karate. Karate chop, cum spun americanii, da? Punctul de karate. Bună ziua, dragilor, și bine ați venit la un nou episod al seriei acesta de podcasturi numite Excelent de Bine. Astăzi, la Excelent de Bine, am un invitat care mie mi-este drag, cu care m-am cunoscut, hai să zicem așa, se spune, întâmplător, și de la care am început să mă lămuresc un pic despre ceea ce face și despre ceva ce întâlnisem în cariera mea, hai să-i spun așa, însă n-am aprofundat, și unul din motivele pentru care l-am invitat este tocmai ca să vorbim despre această tehnică care este una senzațională. Mulți o laudă, toate sunt de fapt senzaționale, dar aceasta este extrem de practică și extrem de simplă și nu e nevoie să complicăm viața, totul este să și aplicăm. Este vorba de Silviu Popa. Mulțumesc, Silviu, că ai venit și bine ai venit la acest podcast. Mulțumesc, Raico, pentru invitația ta. Este nu numai o plăcere, dar și o onoare de a participa la acest podcast extrem de interesant. Onoarea este și a mea. Și tu te-ai specializat, hai să-i spun așa, în tehnica aceasta EFT, care înseamnă Emotional Freedom Technique. Da? Da. Cum a început această poveste? Când ai întâlnit tu prima dată? Sau cum ai ajuns la... Sau cum a ajuns EFT-ul la tine? EFT-ul, hai, cum vrei, englezește, românește, cum o fi? Cum o să ne vină? Cum o să ne vină pe limbă? Da, EFT sau pronunție românească, EFT în pronunție englezească. Începând cu 2000, am devenit foarte interesat de a căuta metode, tehnici, de a pune în practică sau de a însoți ca tehnologie ceea ce eu numeam atunci și numesc și acum știința succesului. De ce știința și de ce succesului? Pentru că la vremea respectivă eram om de știință, eram cercetător științific la Institutul de Fizică Atomică și ceea ce fac acum ca și practică EFT, eu spun că este o continuare a ceea ce am început din anii studenției și am continuat în cercetarea științifică. Deci așa, ca să o fac o mică paranteză, deci nu te-a tentat să continui și eventual să ajungi la CERN acolo? Nu. Spre zona nucleară și cuantică. Am făcut un doctorat în fizică cuantică, l-am lucrat la Universitatea din Paris Sud, am scris un număr de lucrări științifice care au fost destul de bine primite, cu multe citări, asta înseamnă că e bine primit când se primește. Când fac referire la tine, Așa, însă la un moment dat am ajuns la concluzia că viața ne poate oferi ceva mai mult decât. Așa. Da? Știința este foarte specializată în momentul de față, este strict specializată. Când scrii un articol, îl înțeleg 7, 8, 10 inși din lumea largă. Da? Și atunci... Acest articol îți ia cam un an de zile până reușești să-l publici, dincolo de faptele experimentale pe care le culegi pentru asta. Și atunci te întreb dacă totuși acest efort n-ar putea fi făcut pentru a beneficia mai mulți oameni de, hai să spunem, de dorința ta, de competența ta, de abilitățile tale. Asta a fost întrebarea pe care mi-am pus-o și al cărei răspuns a venit prin îndreptarea spre tehnica EFT. Deci căutam tehnologii de a aplica știința succesului, pentru că este într-adevăr o știință care se poate învăța,
care are principii, se poate învăța la fel de bine ca matematica sau fizica. Da? Așa. Ei, existau și există tehnologii clasice, vizualizarea, afirmațiile, meditația, rugăciunea, muzică binaurală. Da. Ei, în aceste căutări ale mele, la un moment dat, eram abonat și sunt abonat la cei mai buni autori din lume, unul dintre ei fiind Joe Vitale. La un moment dat, undeva în 2002-2003, primesc un mail, sigur, pe care era adresat tuturor abonaților săi, în care spune: hey guys, am luat cunoștință de o tehnică foarte interesantă, se numește EFT și poate ajuta la înlăturarea blocajelor emoționale și mentale în calea succesului. Am intrat, bineînțeles, pe internet, pe Sfântul Google. Așa. Erau puține materiale pe vremea aceea. Am citit, mi s-a părut interesant și ca să vezi cum se leagă lucrurile. La un an am participat la o conferință de fizică în Statele Unite, chiar în New York City. Când te duci acolo, nu te duci doar pentru o zi când îți susții lucrarea. Te duci pentru măcar 4-5 zile, mai ales că era New York. Ei, nu știu cum s-a nimerit, dar nu din întâmplare, era un seminar. În weekend era un seminar despre EFT, susținut de cineva care ulterior a devenit unul din cei 8 maestri EFT, și anume doamna Carol Luke. Am participat la el, mi-a plăcut foarte mult, cred că am învățat mult în acele 3 ore jumate, 4 cât a durat, și la întoarcere în România am aprofundat. Am căutat foarte multă literatură, am printat mult și undeva din 2006 am început să predau cursuri de știința succesului în două module. Sâmbăta vorbeam despre principii, duminica despre tehnologii. Și prezentam aceste tehnologii despre care am vorbit, incluzând EFT. Am observat că oamenii erau foarte interesați de asta, pentru că așa cum ai binevoit să spui în prezentare, este o tehnică care se învață foarte repede, este foarte la îndemână și dă rezultate uimitoare. Astfel încât după 2 ani de zile, deci din 2008, am început să o predau exclusiv. Și cu asta mă ocup și în continuare, mai puțin anii ăștia 2 de pandemie, în care, din motive clare, lesne de înțeles, a trebuit să suspend deocamdată cursurile. Cam asta este. Cam asta este povestea ta cu EFT-ul. Da. Deci am căutat ceva care să mă ajute pentru știința succesului și chiar a venit spre mine. Cum se aplică chestia asta? Adică, cum ai găsit tu, să zic așa, modul în care să îmbini știința succesului cu EFT-ul? Și de ce EFT? Ce ai găsit acolo în EFT care să ajute la succes? Am găsit un principiu care este fundamental în fizica cuantică. Am găsit reflectat acest principiu, care se cheamă principiul observatorului cuantic, care așa pe scurt înseamnă că se enunță în așteptările noastre, creează realitatea noastră. Ceea ce te aștepți are o foarte mare probabilitate să se întâmple. Ah, ai spus o chestie care nu ne place, știi? Pentru că multă lume pune răul înainte. De asta nu ne place. E doar o obișnuință, să spunem, de atitudine, nu neapărat mentală, că include și partea asta emoțională. Clar. E o obișnuință atitudinală care face foarte mult rău. Pentru că acest principiu este un principiu ultra-verificat, da? Pe el se bazează, este unul din principiile fundamentale. Ideea este, știi, vine știința și spune chiar așa este și tu zici, ai, lasă că e fizică cuantică, încă bășbăiește, Tot ceea ce este acum tehnologie modernă se bazează pe fizica cuantică. Transmisia aceasta pe care o realizăm este bazată, evident, pe aplicațiile fizicii cuantice. Telefoanele smart sunt o aplicație a fizicii cuantice. Noile computere, computerele cuantice despre care se vorbește și care au cea mai mare viteză, evident, aplică aceste principii. Deci tot ceea ce trăim acum este o aplicare a fizicii cuantice. Inițial se credea că ea e doar la scară microscopică sau
sub, da, microscopică. Sub particulelor. Da, așa, la nivelul particulelor elementare, dar acum, așa, sau de o vreme, se observă că se reflectă în viața, la scară macroscopică. Acele particule noastră fac parte din atomul, atomul care face parte din molecula, care face parte care din celula, o cărămidă, și care, o cărămidă de care sunt cărămidele, cărămizile vieții. Da, exact. Da. Și cum vine acest EFT cu știința succesului? Unde ai găsit am rețeta? Constatat lucrând cu diversi oameni în acea perioadă de început, în care aplicam și principiile, învățam să aplice principiile și le arătam și tehnologia, mi-am dat seama că oamenii care nu reușesc, nu o fac din cauza că nu au calități sau că nu știu, nu au destule informații. Slavă Domnului, informația este gândă. O fac pentru că nu sunt conștienți de anumite blocaje care sunt în mintea lor și în sufletul lor. Așa. Ori această tehnică exact asta face. Înlătură blocajele din calea succesului. De aceea, în opinia mea, este cea mai puternică tehnică pe care putem să o folosim în a obține succesul. Pentru că ea include, de pildă, include afirmațiile, include ceva din neurolinguistic programming, da, din NLP, da, include psihologie modernă. Da? Toate acestea fac ca prin aplicarea acestei tehnici să obții mult mai, să ajungi mult mai repede la obiectivul pe care ți-l dorești să-l atingi. Așa, adică și acum hai să intrăm în detalii. În primul rând vreau să menționez și vă recomand să căutați cartea scrisă de Silviu Popa, EFT, acupunctură emoțională fără ace, adică e bine, toți când aud acupunctură și le frică de ace. Și de ce face aceasta, de ce este această paralelă cu acupunctura? Adică se aplică pe anumite puncte din acupunctura, adică da, îmbină, da, și varianta asta, da, ori, să zic așa, asiatică, chinezească? Putem să spunem că EFT este un mix de psihologie modernă și tehnică orientală de meridian, în speță acupunctura. Putem să-i spunem acupunctura emoțională fără ace și am să spun imediat de ce, sau putem să spunem că este verișoara emoțională a acupuncturii. Super, care e principiul de bază al acupuncturii? Principiul de bază al acupuncturii este că înainte de a se declanșa o boală în corpul fizic, apare o perturbare a circulației energiei pe un anumit meridian. Noi suntem străbătuți de un număr de meridiane, 14 meridiane principale, 4 meridiane secundare. Energia circulă prin noi într-un mod organizat, așa cum se circulă pe autostrada 1, autostrada 2, că deocamdată pe astea le avem. Sau cum circulă sângele prin corp. Energia asta nu e amorfă, nu e ceva așa ca o ceață. Circulă pe trasee foarte bine definite, numite meridiane energetice. Ei, dacă ea circulă cum trebuie, totul este în regulă în viața noastră. Suntem sănătoși, avem o atitudine optimistă, ne merge bine la serviciu sau în business, câștigăm suficient și avem relații excelente cu cei din jur. Dacă însă pe unul din meridiane apare o perturbare, un blocaj, da, atunci asta duce la boală, de pildă, meridianul ficatului, să spun. Așa. Dacă apare în anumite circunstanțe un blocaj pe acest meridian, energia nu mai alimentează cum trebuie ficatul și ficatul se îmbolnăvește după un număr de zile, săptămâni sau luni. Un specialist în acupunctură își dă seama că există un blocaj pe un meridian sau altul, luând pulsul, are el, știe ce trebuie să facă. Bun. Cum deblochează? Înfigând ace în anumite puncte de-a lungul acelui meridian. Așa cum știm din matematică, o linie este o succesiune de puncte. Exact. Și atunci înfige ace în câteva puncte, de obicei să fac cam 10 ședințe pentru o anumită problemă și deblochează. Energia circulă din nou cum trebuie și atunci boala respectivă este rapid înlăturată.
În EFT este extinsă această, este extinsă acest principiu, că boala este cauzată de o perturbare a circulației energiei. Și extinderea este în felul următor, nu numai boala, ci orice emoție negativă pe care o simțim este cauzată de un blocaj energetic. Adică emoția oarecare, să spunem, teamă, îndoială, vinovăție, nu este doar un rezultat direct al unui eveniment neplăcut prin care am trecut. Da? Pe care l-am trecut. Corect. Asta este evenimentul, asta este emoția. Nu. În accepția EFT există un pas intermediar, pasul dintre ele, și anume evenimentul respectiv produce o perturbare a circulației energiei pe un meridian și noi simțim această perturbare sub forma unei emoții oarecare. Și atunci, evident, ca în acupunctură, dacă lucrezi pe meridianul respectiv și înlături acea perturbare, să spunem, meridianul e fragmentat, îl pui la loc, energia circulă cum trebuie și emoția a dispărut. Doar că nu trebuie să înfige aceea, ci bați pe anumite puncte. Și aici ajungem la, la ceea ce spuneai adineauri. Sunt anumite puncte. Fiecare punct pe care îl folosim, îl stimulăm, reprezintă un meridian energetic. Fie, este, fie că e un cap de meridian, fie că este un punct semnificativ. La început s-au încercat multe puncte, la, în partea de început a acestei tehnici. S-au încercat diverse puncte, dar între timp s-a ajuns la concluzia că sunt suficiente 8 puncte. Și acum tehnica este standardizată pe aceste 8 puncte. S-a simplificat. Deja știi că te duce gândul, aoleu, băi, stai, trebuie să învăț meridiane, unde sunt punctele, unde Nici vorbă. Că e simplă, nu mai este simplă. Nici vorbă. De vrei fapt, să spun că nici eu nu rețin ce meridiane sunt, în afară de acesta, care este un punct semnificativ pentru meridianul stomacului, pentru că așa a fost descoperit până la urmă EFT. În rest, n-are niciun fost descoperit EFT, A fost o întâmplare foarte drăguță. De fapt, înainte de EFT a fost o tehnică numită TFT. În anii 80, EFT a fost pus la punct în 1995-1996 și nu de către un psiholog, ci de către un inginer pe nume Gary Craig, inginer instruit la Stanford. El l-a creat cumva ca o reacție față de, hai să spunem, eficiența îndoielnică a practicilor psihoterapeutice. Să nu se supere psihoterapeuții care ne urmăresc, dar ei știu că uneori nu, lucrurile merg încet, rezultatele nu sunt cum le așteaptă și pacienților sunt câteodată viteza mai mare, câteodată mai mică. Exact. Ideea este, dacă au răbdare să ajungă la finalitate, și asta spun, adică fac această paranteză pentru că oamenii constată problema. Da? Și deodată, ci că deodată a apărut această problemă. Că e boală, dar de fapt eu le spun următorul lucru. Singura chestie este că nu știi când ai început să o construiești. Da. Și de obicei durează ani de zile să construiești acea problemă, de exemplu cum e ficatul sau stomacul, să ai o dereglare acolo. Faptul că trebuie câteva luni sau câteva zile sau câteva săptămâni sau chiar și un an de zile e mult mai scurt decât atunci cât timp ai investit în construcția. Minunată explicație, minunată. De altfel, una din cele două întrebări pe care le pun celor cu care lucrez și pe care i-am instruit pe cei cu care am făcut cursuri de certificare este de când ai această problemă. Exact ceea ce spuneai. A doua întrebare fiind ce s-a întâmplat înainte de a apărea. Pentru că întotdeauna există ceva. Există o situație dificilă, deranjantă, care duce la apariția acelei probleme de sănătate. Probleme de sănătate, fizică sau emoțională, nu sunt niște accidente și nu sunt niște, cum să spun, niște blesteme pe capul nostru. Nu. Sunt o consecință a unui mod greșit de a trăi la un moment dat. Mod pe care îl putem corecta dacă înțelegem mesajul bolii respective. Exact. Da.
și să ne întoarcem la începuturile. Ei, în anii 80 exista un psihoterapeut pe nume Roger Callahan, care încerca să trateze de fobie o doamnă pe nume Mary, un nume comun. Da. Fobie de apă. Fobie de apă. Era atât de speriată de apă, încât inclusiv picăturile de ploaie când le auzea căzând pe geam avea o reacție fobică. Asta chiar? Asta chiar fobie. Chiar fobie. Ei bine, a încercat timp de 18 luni, un an și jumătate, că tot vorbeam de ineficiența unor practici psihoterapeutice. Da. Și n-a reușit să o scape de această fobie. Și la un moment dat, într-o zi, când discuta cu ea, când făcea un tratament pentru această fobie, Mary îi spune, știți, când mă gândesc la apă, simt un gol în stomac, parcă am așa o gheară în stomac, parcă mi se contractă stomacul. Omul, fiind pe coasta de vest a Americii, în Los Angeles, acolo unde a... Partea mai însorită. Partea însorită și partea orientală, unde au venit foarte mulți orientali, că e ușor să vin din China spre America pe acolo, era la curent cu acupunctura. Și a zis, dacă te doare stomacul, hai să încercăm bate pe un punct, care știu că sigur este al meridianului stomacului și care este punctul ăsta. Ia bate tu acolo, așa de câteva ori, și stai concentrată pe gândul că mă doare stomacul când mă gândesc la apă. Ceea ce a și făcut. A bătut timp de un minut. După care, spre uimirea lui, femeia zice, știți, aș vrea să mă duc să mă scald în piscina dumneavoastră. Omul a făcut ochii mari. Cum așa? Da, nu mai am nimic. S-a dezbrăcat, s-a dus, s-a îmbăiat și de atunci au trecut 30 de ani și nu mai are nimic. Wow! Într-un minut. Da, într-un minut. Față de un an jumate. Într-un minut, față de un an jumate. Și atunci el a zis, deci putem să folosim psihoterapia nu doar cu ajutorul cuvintelor, cum a fost până atunci și cum este și acum. Da? Psihoterapiile sunt talking therapies. Da. Da? Putem să folosim tehnici de meridian. Că iată, dau rezultate. Și atunci și-a propus să descopere, a creat un protocol pentru a descoperi care e meridianul ăla întrerupt pentru diverse emoții. Doar că acest protocol dura destul de mult, dura 3 ore, și ca să-l înveți trebuia să plătești vreo 10-15 mii de dolari pe vremea aia, în 80. Față de 10-15 mii de dolari de acum, care sunt și ăștia. Care și ăștia sunt o sumă, era o sumă foarte mare. Și unul din cursanții lui, acest Gary Craig, a zis, eu sunt inginer și eu sunt obișnuit cu chestii de tip a repara televizorul. Când nu știi ce piesă e defectă în televizor, schimbi totul în el. Așa. Schimbi ecranul, schimbi placa, schimbi tot. Ceea ce numea principiul reviziei totale. Dacă schimbi tot, normal că televizorul ăla să fie bun. Și zic, de ce n-am folosit această idee și pentru a descoperi meridianul respectiv? Și a zis, în loc să caut care e meridianul, mai bine bat pe un număr de puncte, că unul dintre ele este. Puncte care reprezintă meridiane energetice. Aha. Fiecare punct reprezintă un meridian. Ca să bat pe aceste puncte, îmi ia 30 de secunde. Deci o idee inginerească genială. Genială. Unul din ele sigur funcționează. Exact, unul din ele sigur este. Unul din ele sigur este. Și iată, în felul acesta, pornind de la această fobie de apă și pornind de la acest acupunct, care este, care e un punct semnificativ pentru meridianul stomacului, s-a dezvoltat această tehnică extraordinară, care s-a extins foarte mult întâi în America, apoi în Marea Britanie și ulterior în tot spațiul anglofon. A pătruns și în Europa, există foarte mulți în Franța, am văzut, organizează anual congrese, a pătruns și în România. Și în momentul de față există am lucrat, am ținut seminarii cu mulți oameni și am făcut certificări de, de practicieni EFT cu zeci de oameni. Sunt suficienți și în România. Da. Super. În felul ăsta s-a... Okay. Și asta va din întâmplare. Asta înseamnă că eu aplic asupra mea, corect? Da. Ăsta este un mare avantaj. Că este o tehnică ce nu are nevoie
măcar pentru cazuri simple sau moderate, nu are nevoie de intervenția unui terapeut. Odată învățată, și poți să o înveți repede, fie dintr-o carte, cum este aceasta, e prima carte de EFT scrisă în România, fie participând la un seminar, fie descărcând. E un manual, dar acum e un pic depășit, al lui Gary Craig. După el am învățat și eu la vremea respectivă. Poți să o înveți de unul singur sau poți să o înveți cu un instructor. Și după aceea poți să o aplici asupra ta, pentru, repet, pentru probleme simplu spre moderat. Pentru probleme mai complexe, sigur, este nevoie să lucrezi cu cineva care este experimentat în EFT. Așa, asta înseamnă că tu aplici, ca și terapeut, să zic așa, aplici pe acea persoană, să zic așa, tehnică sau o ghidezi? Răspunsul este B. O ghidez. Adică lucrez, întotdeauna lucrez în oglindă cu ea. Adică ideea este că tot singur trebuie să tot pui singur, mâna pe tine. Exact, tot singur. Deci n-ai scăpare. Îi spun, tu uite, trebuie să astea sunt punctele și acum, uite, dacă oamenii sunt la început, dacă cumva sari un punct, uite-te la mine, că eu lucrez simultan cu tine. Și atunci respectivul lucrează asupra, întotdeauna lucrează, nu îl ating niciodată. Asta, știi, era întrebare și mesajul pentru cei care vor confortul, știi? Adică mă duc, mă repara și despre asta. Lucrurile bune în viață necesită măcar un mic efort de făcut. Se spune că nimic nu e gratuit în lumea asta. Clar. Iar dacă cineva ți oferă ceva așa foarte mult gratuit, e o capcană în spate. Întotdeauna există un preț. Acum prețul nu trebuie să fie neapărat financiar, câteodată prețul este bun. Câteodată prețul ajutorului este să ai o sănătate mai bună. Exact. Sau prețul este să lucrezi un exercițiu asupra ta, așa cum le dau eu ca temă. Deci o sesiune durează 60 de minute. Creez pentru ei diverse exerciții referitoare la problema sau problemele pe care le au și unele exerciții le las ca temă. Unul sau două exerciții le scriu pe caiet sau le înregistrează fiecare cum vrea și le lucrează după aceea în fiecare zi. Un exercițiu durează 4 minute, atât după ceas. Nu putem găsi 4 minute pentru noi o dată pe zi? Eu cred că da. Ăsta e un minimum de efort. Putem, dar întotdeauna știu să spun, oamenii spun n-am timp, nu suficient, nu una, nu alta. După aia eu le arăt. Știi că există acest timp, doar că îl umplem cu lucruri diferite, tocmai ca să ne îndepărtăm de noi. Foarte bine spus. De noi înșine. Pentru că, de fapt, tehnica asta, că de-aia îmi place că, în primul rând, o folosești pe tine, sună foarte simplu. De fapt, realitatea este că sună prea simplu. Da, sună prea simplu. Cred că dacă ați fi complicat-o toți un pic mai mult, era un pic mai atractivă. Și asta este ceea ce am constatat la oameni. Mi se pare foarte interesant, pe de o parte, pe de altă parte, foarte ciudat, că dacă lucrurile sunt simple, aparent nu sunt bune. Trebuie să fie ceva mai complicat. Excelent. Excelent. Ai adus discuția într-un punct interesant, pentru că există în practica EFT, există ceea ce se numește efectul apex, care asta înseamnă următorul lucru. Oamenilor li se pare atât de simplu că le-ai rezolvat o problemă prin EFT, încât ei atribuie rezolvarea oricărei alte intervenții în afară de asta. Adică spun, în sfârșit, după două luni de tratament, nu știu care, medicamentos, acum își produce efectul. Sau nu știu ce revelație am avut, sau etică, dar nu, în niciun caz EFT, pentru că li se pare că este prea simplu. Deci ăsta este un efect foarte cunoscut în EFT. Da, și nu numai. Adică văd frecvent chestia asta, știi? Adică dacă trebuie să facem un exercițiu simplu, scurt și se rezolvă o chestie care poate uneori întâlnirea noastră să dureze de la câteva minute, tot așa. Uneori și la câteva ore, totuși. Chiar așa. Da. Știi, parcă îi dai o veste bună, proastă, scuze. Parcă îi dai o veste proastă, chiar așa de simplu. Însă, ceea ce eu cred este, ceea ce cred, de fapt, eu am văzut demonstrația ta atunci când am văzut
înainte de perioada asta. Și ceea ce mi s-a părut interesant este că folosești niște fraze când aplici da. EFT. Și am văzut că aici cartea este scrisă exact cum îmi place mie, în primul rând cu litere mari, cu fonturi mari, da, destul de rară și destul de schematică. Pe de-o parte, eu întotdeauna caut poze. Știi, mie îmi plac cărțile cu poze din copilărie. Și am zis și că mie. Poate într-o zi o să fac, o să scriu o carte cu poze pentru adulți, fiindcă, na, aici tot ceea ce vedem pe o pagină sunt niște simboluri care le învățăm la școală și care nu ne spun nimic. Însă există această, să mă reîntorc, există această frazare pe care ai folosit-o și care aia mi s-a părut interesantă. Și ea se modifică în funcție de situație, în funcție de problema abordată. Da. De asta se cheamă acupunctură emoțională sau acupunctură vorbită. Da? Mă putea să folosim și acest termen. Spre deosebire de acupunctura clasică, îți înfige acel acolo anumite puncte și stai acolo întins pe, pe canapea ca să-și facă efectul, pe tăcute, aici vorbim, construim propoziții de un anumit fel. Un exercițiu EFT are trei părți. Așa. Are o parte de început în care enunțăm foarte pe scurt ce problemă vrem să rezolvăm. Asta o facem bătând pe aici, pe cantul mâinii sau punctul de karate. Karate chop, cum spun americanii, da, punctul de karate. Da. Și se formează ceva de genul, chiar dacă am această frică de interviu de angajare, mă accept așa cum sunt, total și profund. Și asta o spun de trei ori. Eu am spus-o o dată din rațiuni de tip. Frază o spun de trei. Această frază o spun de trei ori. Okay. Fac asta din două motive. Întâi și întâi să enunț foarte pe scurt problema asupra căreia mă concentrez ca să o rezolv. Da. Și în al doilea rând, acest punct este un punct antisabotorul dinăuntru. Așa. Dacă nu aș bate pe el și doar aș lucra pe puncte, există riscul că această voce critică interioară să spună: e prea simplu, lucrezi degeaba, e o prostie, bați, e o aiureală. Te bați pe tine, lasă. Exact, exact. E, îl cam avem cam toți acest sabotor interior. Sau cei care sunt foarte pozitivi pot să aibă o zi proastă sau o oră proastă. Oricum e. Oricum e. E acolo. Oricum e acolo. Face parte din viața noastră. Exact. Și e bine că există, pentru că așa înveți opusul, că ți-e bine, știi? Dacă nu ți-e rău, nu știi că ți este bine. Sigur, sigur. Și cu ce frecvență sau cu ce viteză bați? Exact, mai deci făcut. E în mod natural, e cumva în mod natural, bați simplu până când epuizești cele trei fraze. Deci, repet, pentru de trei ori. De trei ori, da. Folosește aceeași frază. Uneori în carte arăt că fraza a doua și fraza a treia poate să fie un pic mai diferită. Dar pentru începător folosești aceeași frază ca să te concentrezi pe problemă și ca să amuțești acea voce interioră, să se trimiți în șomaj așa. Pentru o perioadă de timp sabotorul. Cât îmi fac eu treaba. Exact, da. Exact. După care vine partea în care când bați pe puncte, rostești propoziții care, prin care conștientizezi problema pe care o ai. Verbalizezi, de pildă, teama de interviu. Am luat un exemplu oarecare. Da. Pentru că, da, dar asta este o teamă care apare frecvent. Apare frecvent și vreau să spun că diferența, dacă sigur cei de la HR sunt profesioniști și chiar aplică criterii profesionale de angajare. Deci diferența dintre trei persoane care toate au un CV bun, au abilități demonstrate prin ceea ce au făcut înainte, diferența este dată de cel care degajă mai multă încredere în sine. Orice angajator își dorește să aibă persoane care să se descurce acolo fără să fie nevoie să-l bată pe șef pentru orice fleac. Deci dacă nu ești bine pregătit mental și emoțional pentru un interviu, riști să pierzi. Deși CV-ul și pregătirea ta sunt foarte bune, riști să pierzi pe partea emoțională.
De fapt, cam ca la orice examen. Pentru că se transmite pe de altă parte. Se vede. Un ochi format de intervievator, imediat îl vede. O chestie asta poți să o rezolvi. Cum spuneam, când bați pe aceste 8 puncte pe care o să le arăt imediat, construiești o propoziție care să fie legată de teama de interviu. La începutul tehnicii EFT, acea propoziție era unică. O spuneai pe fiecare din cele 8 puncte. Ulterior, s-a ajuns la concluzia că e mai bine să păstrezi ideea, dar să folosești cuvinte diferite, pentru că e prea rutinier și plictisitor să spui mi-e frică de interviu. Da? Prefer să spui mi-e frică de interviu de angajare, dacă o să am foarte mari emoții, dacă o să fie foarte exigenți cei din comisie, dacă nu sunt foarte bine pregătit, mi-e frică de acest interviu pentru că este extrem de important pentru mine, dacă iau acest interviu sunt angajat și chiar mi-aș dori foarte mult să fiu angajat. Deci vorbesc despre conștientizez această frică. Scot la suprafață această emoție prin verbalizare. Asta este partea a doua a exercițiului, pe care o numesc, în carte o numesc lucrul pe problemă, dar acum mai nou, colocvial, o numesc lucrul pe negativ. Emoția, evident, este o emoție negativă. Și partea a treia este partea de reframing, partea de reconfigurare a atitudinii față de problemă. Vorbesc despre cum m-aș simți dacă lucrurile ar merge ok pentru mine, dacă acea problemă ar dispărea. Mă accept așa cum sunt, total și profund, aleg să fiu calm și liniștit în timpul interviului, sunt foarte bine pregătit pentru acest interviu, am un CV excelent, aleg să am încredere că eu voi fi cel selecționat, mă bucur deja că merg la interviu, mă bucur că voi trece cu bine de interviu și că voi avea jobul pe care mi l-am dorit atât de mult. Asta este ceea ce eu numesc partea de pozitiv. Așa decurge orice exercițiu. EFT. Sigur că EFT poate fi livrat în mai multe moduri. Acesta este un mod foarte didactic și foarte riguros pe care l-am învățat de la maestra Carol Luck. Și în baza lui oamenii pot să învețe foarte repede EFT, pentru că știu, pun în două runde pun partea negativă, în alte două runde partea pozitivă. Există însă practicieni EFT pe care este greu să-i urmărești, nu prea poți să înveți de pe YouTube, pentru că ei încep să spun 3-4 propoziții negative, după aia sar pe pozitiv, mai spun două propoziții pozitive, după aia se întorc pe negativ și fac 3-4-5 runde, rămâi amețit dacă încerci să înveți de la ei. Oamenii sunt foarte buni, dar sunt foarte buni să lucreze one-to-one. Să lucrezi cu el. Nu prea poți să înveți de la respectivul cum să lucrezi doar tu pe tine, tu cu tine însuți. În fond, asta îți dorești, să lucrezi tu cu tine însuți. Punctele le-am arătat. Deci, în afară de acest punct de început, toate aceste 8 puncte despre care vorbesc acum sunt standardizate. Deci, ca toată lumea le folosește. Sunt 5 puncte pe față, unde stimulăm cu două degete, pentru că fața e o zonă sensibilă. Și alte 3 puncte în care folosim 4 degete, cum am folosit aici. Începutul sprâncenei, coada ochiului, sub ochi, faimosul punct de descoperire, sub nas, bărbie, punctul claviculă, punctul sub braț și punctul creștet. Aceste 8 puncte în terminologia EFT formează o rundă. Spun că am parcurs o rundă de EFT când am pornit de aici și am terminat aici. De regulă fac 2 runde identice, și pe partea negativă și pe partea pozitivă. După fiecare 2 runde mă opresc și fac 2 respirații profunde. Interesant, ele, respirațiile profunde, prin ele însele ne liniștesc, ne calmează, dar din punct de vedere al EFT asigură ca această schimbare de circulație energiei prin noi, realizată bătând pe aceste puncte, să fie stabilizată. Energia circulă altfel la capătul unui exercițiu. Și cam asta este tot.
Evident că oamenii întreabă, bun, dar eu nu știu ce cuvinte să spun. Așa, exact. Asta este una din primele trei întrebări. Cred că prima întrebare este cu ce mână bat și pe ce parte bat. Da? Da. Bat cu mâna cu care sunt obișnuit și bat pe partea respectivă. Adică dacă care sunt dreptaci, aproape, da, bat pe dreapta. Dacă sunt stângaci, bat pe stânga. Unii adică puțin nu trebuie bat să faci și pe stânga și pe dreapta. Nu, pentru că aceste puncte sunt dispuse simetric. Și atunci este suficient să bați pe o singură parte. Sunt pe YouTube câțiva care bat pe ambele puncte, dar asta e mai mult de teatru. Și recunosc că acest teatru îl practic și eu când lucrez cu copii, ca să devină mai interesant. Da? Spun, uite, hai să facem așa, apăsăm pe aceste butoane, nu-i așa că e interesant. Așa, pomeni de copii, cum reacționează copiii la chestia? Excelent reacționează. Pentru că un adult întotdeauna are o doză de scepticism. Clar. Repet, așa cum repet ceea ce ai spus. Li se pare că e prea simplu și că e un pic ciudat. Cum adică să mă bat pe față și să spun niște... Pare o ciudățenie. Pare o ciudățenie. Un copil nu are. Un copil este... very open-minded, da? E foarte deschis la minte. Lor li se pare un joc, ei au emoții foarte puține. Nu sunt ca noi adulții plini de... Au câteva mici, pe care discutând cu ei le identifici repede și le înlături foarte repede. De altfel și formatul de lucru cu ei este simplificat, adică nu mai bați de trei ori pe cantul, bați odată. Nu mai faci două runde, faci o rundă în care vorbești ce problemă are la școală sau acasă cu părinții și o rundă cum ar vrea să se simtă dacă nu are această problemă. Merge extraordinar de bine cu copii. Am lucrat cu ei și mi-e drag să lucrez cu ei. Pe chestiuni școlare, pe chestiuni de stres de familie, că pun părinții prea multă presiune pe ei, sau pe probleme sportive. În urmă cu anii am lucrat cu echipe de fotbal de copii de 10-11 ani și au fost niște rezultate extraordinare în zona asta sportivă. Dacă să crească performanța. Exact. Și mai ales acolo unde poți să cuantifici performanța. Adică prin număr de goluri înscrise la fotbal, prin înălțimea la care poți să sară. Adică unde sunt cuantificabile. Exact, prin numărul de dribling și așa mai departe. Am constatat că sunt două zone cuantificabile, zona asta sportivă, prin ceea ce spuneam, și zona financiară. Da? Acolo poți să cuantifici, lucrezi cu cineva care, să spunem, câștigă, eu știu, 2500 de lei, hai să, măcar net, pe lună. Pe lună, așa. Și constați că are un blocaj de zona de confort. Deseori se întâmplă asta, adică s-au obișnuit cu acest nivel de nivel salarial și se pare că nu poate ca angajatorul nu o să fie de acord să-i crească salariul sau că el nu e destul de meritos pentru asta. Și atunci când îl deblochezi pe zona de confort financiar, constați că ușor poate să treacă la un 3.000 sau 3.500 cât dorește el. Și asta se întâmplă destul de repede. Și ce înseamnă acest deblocaj, hai să-i spun așa, finalmente, că pe toți o să intereseze acum. Absolut. Vorbim de bani. Vine criza și facturile o să fie și mai mari. Uite că o să intre foarte mult, sunt niște blocaje emoționale, în primul rând. Cu siguranță. În primul rând este frica. Deci frica de ce va urma, nu se știe foarte clar care e perspectiva pentru această iarnă. Deci la frica naturală de creșterea prețului la facturi sau la orice altceva, este și frica de necunoscut. Deci este o dublă frică. Apoi este îngrijorarea, da? Cum am să mă descurc. Apoi vine îndoiala. Oare voi găsi soluții pentru asta? Apoi, să spun, dacă e o familie mai numeroasă cu 2-3 copii, vine cumva vinovăția. Ca și cap de familie, mă simt vinovat că nu aduc destui bani în casă. Corect. Ori, toate aceste emoții, ce fac ele de fapt? Ele ne tulbură mintea ca să putem lua cele mai bune decizii de acțiune și financiare pentru noi. Așa. De pildă, dacă mi-e teamă că nu sunt destul de meritos
pentru a un salariu mai mare, asta îmi generează frica de a cere angajatorului o mărire de salariu. N-am să-l cer. Corect. Și atunci problema asta nu o rezolv până când nu cer, până când nu-i spun, uite, inflația este asta, salariul pe care mi l-ai dat e cel de acum 3 ani sau 4 ani între timp, na. Dacă ai această frică în tine, că o să te refuze, că o să-ți vorbească urât, că o să te amenințe, sau frica de a nu fi suficient de bun pentru ceea ce ceri, ăsta este un blocaj imens și n-ai să obții ceea ce îți dorești. Dacă te îndoiești de capacitatea ta de a reuși financiar, iar te autoblochezi. Și atunci lucrezi EFT pentru fiecare din aceste probleme. Deci EFT dă rezultate bune, cu atât mai bune cu cât ești mai specific pe emoția respectivă. Adică nu construiești un exercițiu în care vorbești despre teamă, îngrijorare, îndoială, vinovăție și le pui pe toate grămadă. Creezi un exercițiu pentru fiecare dintre ele și cum verifici că lucrurile merg bine? Împrumutând un procedeu din psihologie. Așa. Adică pui o scală subiectivă. Întrebi, te întrebi dacă lucrezi asupra ta sau îl întrebi dacă lucrezi cu el, pe o scală de la 0 la 10, cât de frică îți este să ai o discuție cu șeful tău pentru a cere o mărire de salariu. Și atunci le spuneam o frică de 9. Bun. Hai să creăm un exercițiu pentru asta. Hai să discutăm un pic. Ca să creezi acel exercițiu, trebuie să ai ceva informație. Excelent, da. Să ai niște elemente de informație pe care să le traduci în acele propoziții pe care le pui pe puncte. Și lucrezi cu tine însuți sau lucrezi cu el și constați că după ce ai făcut exercițiul respectiv, îi pui întrebarea cât mai simți din frică. Păi nu mai e 9, e 5. Ok, e bine, ai redus aproape cu 50%, dar încă ar mai trebui. Hai să mai facem încă o dată exercițiu. Și mai lucrăm și îi spui, ok, scoate caietul, scrie-l pe hârtie, îl ai ca temă până săptămâna viitoare, să-l lucrezi o dată pe zi. Dacă poți de două ori, e cu atât mai bine. Și când vorbești cu el săptămâna viitoare, spune, am o frică de 2. E ca și cum n-ar fi. Da. Că oamenii nu sunt obișnuiți să-și evalueze foarte, să-și cuantifice emoțiile. Deci dacă e 2, e ca și 0. Da, e foarte ciudat, pentru că și eu am niște chestionare când lucrez cu oamenii înainte să vină la mine să lucrăm. Le dau niște chestionare ca să se autoevalueze, știi? Și deodată, știu și că și mie mi-a fost foarte interesant. Ok, stai, de la 1 la 10, cum, ce, dacă cât o fi, zi-mi tu cât o fi. Dar, din păcate, cred că, din păcate, de fapt așa stau lucrurile, suntem educați să fim orientați spre exterior și cel mai puțin spre interior. Da, da. Și asta e o tehnică care, de fapt, pas cu pas îți arată, eu așa, așa zic, este. Îți arată că puterea este în tine. Că puterea este în tine și că folosești prea puțin din ea. Pentru că este o tehnică de deblocare. De asta se cheamă tehnica libertății emoționale. Se spune că avem în noi tot ceea ce trebuie pentru a reuși. Și de ce totuși nu reușim? Pentru că nu dăm voie acestor resurse interioare să fie folosite de noi. Da. Ideea este că vreau să revin puțin la sport. Pentru că acolo, de fapt, așa văd eu lucrurile. Vorbim de îmbunătățirea performanței. Nu avem o problemă, hai să-i spun așa, ci de a îmbunătăți o performanță, respectiv rezultate care sunt oarecum măsurabile. Și în zona financiară, să zic așa, ok, o duc bine, da, sunt antreprenor, dar totuși aș vrea ceva mai mult. Da. Și atunci n-am un blocaj neapărat, adică eu nu-l constat, hai să luăm așa, zic, totul e bine, am casa, mașina, familia e ok, totul este ok, business-ul, angajații sunt mulțumiți, avem vreo, da, aș vrea ceva mai mult, aș este vrea un blocaj mai de bine. Zona de confort. Este un blocaj, adică m-am blocat într-o anumită zonă de confort, dacă noi imaginăm că este un cerc, este un cerc cu diametru de. De ce n-ai face acest diametru mai mare? Mai mare, da. Corect. Deci, așa. Este totuși un blocaj. Se spune că
Da, unii spun că mai binele este dușmanul sau mai bine este dușmanul binelui, dar în cazul zonei de confort cred că e invers. Binele, adică confortul, este dușmanul mai binelui. Exact. Da? Întotdeauna e necesar să ieșim din zona de confort dacă vrem ceva mai bun. Da. Iar și a ieși din zona de confort înseamnă să te duci, cum spun americanii, be comfortable with the uncomfortable. Exact. Știi? Fii confortabil cu disconfortul. Da, pentru că ai un disconfort de a depăși zona de confort, ai acel disconfort, apare o rezistență pentru că este neplăcut disconfortul și rezistența asta deseori te ține înăuntru. Deci, aici din nou. E criticul ăla mic care spune. Criticul ăla care spune. Las că e bine așa. E foarte bine, ce trebuie mai mult, nu ești mulțumit cu asta. Da. Aici intervine, aici din nou poate să intervină foarte bine tehnica EFT. Da? Chiar dacă sunt mulțumit cu tot ceea ce am, mă accept așa cum sunt și cred că este în regulă să am mai mult din de toate. Pur și simplu. Deci, accepți starea actuală, în cazul acesta, ceea ce am, dar îți spui, este în regulă să am mai mult cu 20, 30, 50% din asta. Am înțeles. Da. Și vreau să mă întorc puțin la această știință succesului. Ce este succesul? Adică cum îl definești tu? Pentru că există foarte multe definiții și primele, de fapt, sunt definițiile societății. Nu știu, să ai foarte mulți bani, să ai mașini, să fii popular, să apari la televizor, sau în lumea să scrie despre tine, să te idolatrizeze. Mă rog, sunt foarte multe formule de ce înseamnă succesul. Dar ce este realmente succesul? Cum îl vezi tu? Îl văd, aș spune, fiindcă ai scris și carte în două definiții. Una, aș defini succesul acea stare în care te simți bine, foarte bine cu tine însuți. Așa. Asta ar fi o definiție. Iar a doua definiție pe care o dau este starea pe care o ai atunci când îți atingi obiectivele plus drumul pe care îl parcurgi până ați atinge obiectivele. Adică eu sunt adeptul teoriei că este în regulă the journey, cum spun. Important este the journey. Eu aș spune că important este și călătoria, dar și destinația. Ambele. Ambele. Da. Mi se pare naiv să spui că doar drumul. Nu. Drumul este ok, pentru că drumul te ajută să crești, să te obișnuiești, să depășești obstacole, dar este important să-ți atingi și obiectivele. Și atunci succesul este starea pe care o ai atunci când faci acest drum finalizat cu atingerea obiectivului și aș adăuga și care te face să te simți împlinit, să te simți foarte bine cu tine însuți. Ceea ce înseamnă că succesul nu este doar financiar. Nu. Că noi așa, nu știi, societatea de astăzi vede succesul doar prin prisma financiar material, hai să-i spun așa. Și constați că de foarte multe ori lumea care, vezi, Doamne, între ghilimele, spus, o duce bine, știi, de fapt, să ne mulțumiți. Eu am aici o metaforă. Și atunci, știi, ce este succesul? Am o metaforă pe care am împrumutat-o de la autorii de filozofia succesului, metafora tortului vieții. Ei spun că există un tort al vieții pe care putem să-l împărțim în mai multe felii. O felie e, hai să ne imaginăm că este un cerc și sunt sectoare de cerc. O felie este sănătatea, o felie este cariera, o felie este familia, o felie reprezintă banii, o felie relațiile cu ceilalți și să spunem o felie dezvoltarea personală. Spune un tort de 6 felii. Cei care cred că doar o singură felie și anume succesul financiar e suficient ca să te saturi, le spui, dar restul de felii din tort, eu zic că succesul este atunci când mănânci din fiecare felie și mănânci cam atât din fiecare gust, din fiecare și ești mulțumit. Și din felia familiei, și din felia timpului personal. Corect. Și a sănătății. Și a hobby-urilor și tot ce înseamnă viața. Tot. Adică ca să fii fericit, e nevoie să guști din fiecare felie a tortului vieții, nu doar din una singură. De asta se spune că, eu așa interpretez, că bogații nu sunt fericiți. Nu sunt fericiți dacă rămân numai cu bogăția. Exact. Dar dacă
au o familie armonioasă, dacă au relații bune cu ceilalți, dacă au o stare de sănătate bună, dacă viața curge așa cum trebuie, acești bogați sunt fericiți. Evident că sunt nenumărați oameni bogați fericiți. Oh, absolut, da, da, absolut. Dar interesant este că ei nu, nu prea vorbesc, ei sunt discreți. Și sunt nenumărați oameni fericiți despre care nu știi că sunt bogați, da, pentru că bogăția financiară, vorbesc la bogăția financiară, am avut prilejul să cunosc foarte mulți, e ceva secundar, adică pentru el e mult mai important, hai să mergem să facem ceva, hai să povestim, hai să cunoaștem, hai să mergem la cursuri, hai acolo, adică e ceva și aia vine ca un produs, să zic așa, secundar a ceea ce face. Așa este. Și... este un produs secundar a ceea ce... Uite, voiam să spun un lucru pe care nu l-am spus până acum nimănui așa, și mai ales în public. Deci avem ceva de la Silviu. Tehnica aceasta, prin eliberare emoțională și eliberare de convingeri, deci da, nu numai da, eliberarea blocajelor emoționale, dar și a convingerilor limitative, te ajută să-ți ridici vibrația personală. Mulți din cei care ne urmăresc cunosc termenul ăsta. Da, o să înțeleg. Am constatat că oamenii norocoși, eu am ținut seminarii despre noroc ca stare interioară pe care poți să-ți o construiești și să o consolidezi. Am constatat că oamenii norocoși au de regulă o vibrație foarte înaltă pentru că asta înseamnă că atrag oportunități fără să facă niciun fel de oportunități, oameni, lucruri favorabile, fără să facă niciun efort aparent. EFT poate fi folosit pentru creșterea vibrației, deci pentru creșterea norocului. Unde ar fi cazul să avem noroc? De pildă la loterie. Așa. Există pe YouTube, există exerciții EFT pentru a câștiga la loterie. Am creat eu însumi un exercițiu pe care l-am dat câtorva oameni care au câștigat. Deocamdată nu suma aia foarte mare pe care au pus-o. Nu cele șase, ci cele cinci. Cu cinci cifre, da. Așa. Și ei m-au întrebat, da, dumneavoastră care sunteți foarte tare în EFT, de ce nu folosiți acest exercițiu pentru... pentru tine personal. Exact, pentru tine personal. Și atunci le-am spus, cred că am o convingere... cred că am o convingere puternică, nu știu dacă e limitativă să e constructivă. Da. Și această convingere mi-e teamă că ar putea să fie așa. Dacă folosesc acest exercițiu intens, hai să spunem, un număr de zile la rând, și joc la loterie și câștig o sumă mare de bani, mi-e teamă că aș putea să renunț la ceea ce fac acum și nu vreau să fac asta. Eu mă simt foarte bine făcând consultanță sau instruire EFT. Deci pentru mine asta înseamnă succesul și fericirea, să spunem, făcând ceea ce îți place. Nu m-ar încânta. Poate aș face un cutitul de experiment și banii aceia i-aș dona sau aș ajuta pe oamenii. Asta aș face doar cu titlul de experiment. Putem să găsim un scop pentru bani, pentru că sunt mijloc. Eu știu, apropo de asta, de ceea ce ai spus tu și ceea ce este adevărat, de fapt. La un moment dat, acum vreo 20 de ani, eram în Thailanda și ne duceam pe plajă la un băruleț sau unui tip și care era super simpatic, gătea foarte bine, servea, era foarte, foarte amabil. Și la un moment dat, așa, noi stând acolo cu el și împrindindu-ne, am început să-i spunem, uite, hai să faci și tu un grătar mai mare și îți aducem și noi oameni din hotel și facem și ajungi să câștigi mai mult și mai mult și începusem noi să-i facem planul de afaceri. Da, da, da. Știi? Pentru că, într-adevăr, avea potențial. Era și singur acolo și la un moment dat îmi scapă acum, cred că îi făcusem socoteala că ar fi rămas cu un profit de $2,500 pe lună, cu 20 de ani. Era mult. E destul și astăzi, dar și atunci, mai ales acolo în Thailand. Și probabil și exact asta. El câștiga undeva, el rămânea undeva cu un 500 pe lună, era super mulțumit. Și se uită la noi și zice, cât? Păi zic undeva la 2500 pe lună. Zice, nu vreau. Zic, cum nu vrei? N-aș ști ce să fac cu atâția bani și cred că aș înnebuni. Nu e bine pentru mine. Lăsați-mă așa în pace cu mine. Mi s-a părut a fost o lecție de viață incredibilă. Că toți alergăm să avem mai mulți bani, mai mulți bani. El era mulțumit cu ceea ce avea și era conștient că n-ar face față la mai mult. Între timp,
na, că m-am mai dus pe acolo, a evoluat și el, dar în ritmul lui. Și asta m-a apreciat foarte mult în sensul de a fi înțelept. Simplu. Un om simplu, dar extrem de înțelept. Da. Ăsta e cuvântul. Înțelept. Un om înțelept. Un om înțelept. Ca și atitudine, ca și acceptare, că îmi place foarte mult, mi-a plăcut, mă accept așa cum sunt. Da, da. Și chiar mai mult, mă accept cu toate problemele mele, mă accept. Uh-huh. Pentru că dacă aș fi, să spunem, fericit, sigur că m-aș accepta. Cine n-ar accepta, da? Corect. Dar nu acceptăm doar partea luminoasă din noi, acceptăm mai ales în exerciții FT, partea întunecată din noi, cu gândul că acceptând-o, lucrăm pentru a îmbunătăți. Uh-huh. Adică formula aceasta implică responsabilitate. Un lucru de care multă lume se ferește. Da? Da. Așa cum probabil că ai întâlnit deseori. Da. Și spune-mi așa, pentru că am trecut prin diverse cu EFT-ul, dar ai pomenit la început și ceva cu ficatul. Pe zona de sănătate. Adică, ok, avem emoționalul, avem convingeri. Acum, știm de foarte multe ori că în momentul în care la nivel emoțional și al convingerilor ești foarte puternic, ai toate șanse ca acest lucru să se manifeste și pe corpul tău. Da. Fie că e vorba de ficat, fie că e vorba să generezi niște dereglări. Da? Funcționează tehnica asta și pe aspecte ale sănătății ca să îmbunătățești sănătatea sau să rezolvi o problemă de sănătate? Cu siguranță că funcționează și din cazuistica mea pot să afirm cu certitudine acest lucru. Bolile moderne, marea majoritate a lor sunt boli psihosomatice, boli cauzate de emoții, de diverse emoții. Corect. Aici m-aș referi în primul rând la bolile cardiovasculare, de tip hipertensiune, cea mai răspândită. Uite, da. Bolile de piele. Da, și avem și, de exemplu, diabetul este foarte răspândit. Exact, diabetul este o boală strict emoțională și chiar am lucrat cu câțiva. Așa. Și deși se spune că diabetul nu se vindecă, e doar o convingere limitativă. Da. Ei s-au vindecat sau, cum lucrez cu cineva acum, sunt în curs de vindecare. Da? Deci, diabet, astm. Da. Eu spun, omul face, omul desface. Boli digestive. Așa. Boli digestive. Gastrită, ulcer, reflux gastroesofagian, colon iritabil. Se tratează foarte bine cu EFT, lucrând pe emoțiile care le-au cauzat. Și e necesar, adică aici vine întrebarea asta. E necesar să știu care sunt emoțiile? Că s-ar putea să nu le... Să vin la tine și să spun, păi, am o problemă, nu știu de unde o să apuc. De asta vine la mine, ca să îl ajut să identifice acea problemă. Deci cineva care este experimentat reușește să scoată la iveală care sunt adevăratele cauze. Și asta o facem pe principiul decojirii foițelor de ceapă. Adică începem cu stratul de la suprafață, cu crem unul sau mai multe exerciții pentru simptome, pentru felul cum se simte având afecțiunea respectivă. De pildă, am glicemia ridicată și din cauza asta mă simt rău pentru că am făcut diabet. Pur și simplu lucrez pe stratul acesta superficial, pe simptome. Și partea interesantă este că după ce omul respectiv lucrează și habar n-are de unde îi se trage, data viitoare vine și spune, știți, mi-am adus aminte că... Da. Și tu îl tragi de limbă și dezvolți subiectul și el se ramifică și atunci începi să identifici emoția cu tare, emoția cu tare, emoția cu tare, emoția cu tare. Lucrezi asupra fiecăreia dintre ele. Multe sunt undeva în trecutul îndepărtat. De asta nu-și aduc aminte. Asta este unul. Și doi, un lucru pe care îl cunoști foarte bine, este că subconștientul nostru ascunde lucrurile dureroase din trecut, pentru că una din menirile lui este să ne ferească de răul. Da, cealaltă fiind să ne îndrepte spre plăcere, spre bine. Și atunci, dacă ai sta așa cu mâinile încrucișate și ți-ai pune întrebare, oare ce emoții ai, n-ai face nimic. Nu. Dar dacă îi dai să lucreze, cum te simți?
Care sunt simptomele tale? Da. Hai să lucrăm pe ele. Uh-huh. Încep să apară la iveală informații despre. Acum, spuneam, sunt numeroase boli, bolile moderne, marea majoritate sunt boli psihosomatice cauzate de emoții. Dar există și situația în care, hai să spunem, e o boală oarecare pentru care nu există, să spunem, o cauză emoțională. Deci nu există ceva în amonte. Da. Dar există emoții în aval. În momentul când cineva este bolnav, apar emoții cauzate de boală. De pildă, teama de a se agrava boala, neputința în fața unei boli grave, îngrijorarea pentru viitor, vinovăția că am devenit o povară pentru familie, supărarea sau chiar revolta pe o parte din corpul medical, dacă nu ne-a tratat așa cum trebuie. Da, da. Ei, bolile acestea, emoțiile acestea împiedică rezultatele pozitive ale tratamentului medicamentos pe care omul îl face. Corect. Pentru că induc blocaje. Adică dacă tu ai acest gând de neputință, nu poți să scapi de diabet. Da. Se spune că este o boală incurabilă. Oricât tratament ai face, nu scapi niciodată de el. Pentru că acea convingere tu ești obligat să ți-o validezi, să o confirmi. Și atunci lucrezi și asupra emoțiilor din avalul bolii, nu numai asupra emoțiilor din amontele bolii. Interesant, nu-i așa? Foarte interesant. Rezultatele sunt, dar așa cum spuneai, necesită o anumită perioadă de timp. Pentru că dacă boala s-a instalat în câțiva ani, e greu de crezut că poți să o dezinstalezi într-o săptămână sau două. Corect. Necesită un timp, pentru că, pe de altă parte, este un rezultat intermediat, să spun. Adică, întâi și întâi trebuie să îl eliberezi de emoțiile care i-au creat boala sau care îi întrețin boala și abia după aceea o să apară rezultatele. Deci sunt doi pași. Eliberarea de emoții, eventual și convingeri greșite, și abia după aceea vine vindecarea fizică. Deci durează un pic mai mult, dar rezultatele sunt întotdeauna. Cel mai repede merge pe probleme de piele și pe probleme de căderea părului. Da? Aici e clar, este stresul sau, mă rog, lucruri asemănătoare. Aici destul de repede se rezolvă. Deci, uimitor deci, de repede. Deci iese mai ieftin decât un transplant de păr. Cu siguranță că da. Cu siguranță. Pot să spun cu siguranță că da. Am avut un număr de cazuri. Cu siguranță că da. Super, super. Da, deci vești bune, băieți. Veștile sunt foarte bune. Pentru băieți, ei suferă cel mai mult de... Adică partea asta masculină este cu caliție frecvent întâlnită. Vreau să mai spun un lucru despre motivul pentru care este atât de eficientă această tehnică. Unii psihologi o încadrează în al patrulea val de psihoterapie. Deși ea nu este, ea nu este strict psihologie, ea a fost creată cumva ca o reacție față de ineficiența și prea îndelungata procedură psihoterapeutică. Primele trei valuri, spunem psihanaliza lui Freud, psihoterapia comportamentală și ultimul, cognitiv-comportamentală, toate aceste trei valuri sunt psihoterapii bazate pe cuvinte, talking therapies. Da, corect. Realitatea medicală arată însă că emoții și traume sunt depozitate în corpul nostru. De pildă, e o mare problemă cu stresul post-traumatic pentru militarii care au fost în Vietnam. Eu vorbesc acum ce s-a făcut în America. Da, și s-au făcut studii îndelungate. Militarii din Vietnam, din Irak și din Afganistan. Ei vin cu foarte multe traume și suferă de acest stres post-traumatic. Stresul acesta este uneori atât de puternic încât afectează centrul vorbirii din creier. Deci oamenii aceia nici măcar nu pot să vorbească. Și atunci, dacă ai avea la îndemână o tehnică în care să folosești corpul lor, cum este EFT, ai putea să rezolvi problema. Ăsta este motivul pentru care a fost folosit intensiv pentru tratamentul PTSD, cum se spune în terminologia americană, și pentru care în urmă cu 3 ani Senatul Statelor Unite a aprobat această tehnică EFT să fie folosită în
spitale în tratamentul veteranilor de război. Oh, mi se pare o chestie absolut formidabilă. Deci, tehnica aceasta trece dincolo de cuvinte. Important este tapping-ul, cum spun americanii, adică stimularea prin bătaie ușoară. De fapt, este o combinație. Este o combinație. Este o combinație. În timp ce eu vorbesc, mă și tapotez. De fapt, tapotez. Este o tapotare. Este o tapotare, mă și tapotez și produc niște efecte și la nivel subconștient până la urmă. Cu siguranță că da, corpului, cu siguranță că da. Această tapotare trimite mesaje, evident, mesaje electrice, pentru că tapotarea, până la urmă, din punct de vedere fizic, ce face? Prin efectul piezoelectric, transformă această presiune asupra acestor puncte în impulsuri electrice care se duc în creier și, în special, în zona aceea responsabilă de frică, îngrijorare, stres, care se cheamă amigdala sau corpul amigdalian, ca să nu o confundăm cu asta. Organul frici. Cu amigdalita, da. E, studii făcute în ultimii 10-15 ani de scanare a creierului arată următorul lucru. Dacă dai unui grup de oameni poze cu scene înfricoșătoare, zona aceasta din creier, corpul amigdalian responsabil de frică, este excitată. Se vede, se aprinde cumva ca un bec pe scanner. După asta, dacă îi pui să facă o rundă, două, trei de EFT, se observă cum zona aceea se dezexcită. Se stinge becul frici. Deci asta arată ce se întâmplă de fapt. De ce această tehnică este atât de puternică? În primul rând pentru a scăpa de frici. Dar și pentru celelalte emoții, dar mai ales pentru a scăpa de frici. Rezultatele cele mai rapide și spectaculoase sunt în zona fricilor. Fobii, atacuri de panică, anxietate și stres post-traumatic. Pentru că prin aceste mesaje tactile este stimulată amigdala, care este organul fricii și îngrijorării. Apropo de frici, știi cum e, ne naștem doar cu două și uite-te câte avem la când ajungem adulți. Da, așa este. Întrebare care o pun tuturor invitaților. Silviu, de ce faci excelent de bine? Pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac. Și pentru că m-am străduit să învăț cât mai mult din ceea ce au făcut alții și din propria mea experiență. Și să le sunt foarte recunoscător celor care mi-au transmis această experiență, dar în același timp și clienților, mie nu-mi place să spun pacienților, clienților mei, pentru că mi-au furnizat atât de multă informație despre ei și m-au ajutat să-i ajut. Splendid, splendid. Și așa, ok, ne-ai dat deja foarte multe, fac o mică paranteză, o întrebare, care probabil unii o și gândesc, că dacă l-avem pe Silviu acum, să scoatem de la el foarte multe. În timp ce mă tapotez, cu voce tare sau în gând? Cu voce tare. Cu voce tare. De ce? Pentru că cuvântul rostit are mult mai multe atribute decât cuvântul gândit. Este tonalitate, este timbru, este intensitatea, este ritmul, care altfel se pierd. Ori, asta este foarte important. Remarcai foarte corect că EFT este un dialog cu noi înșine. Cu mintea conștientă și cu mintea subconștientă. Hai să ne imaginăm că mintea subconștientă e ca un spectator într-o sală de teatru. Și tu, cel care faci EFT, vrei să o impresionezi, tocmai ca prin intermediul ei să produce acele transformări în mintea și în corpul tău. Trebuie să fii un actor foarte bun. Ori dacă tu te privezi de ceea ce are un actor foarte bun, adică tonalitate, volum, ritm și așa mai departe, e greu să impresionezi subconștientul. Există o singură situație în care lucrăm mental și anume atunci când, să spunem, suntem într-un loc public și nu putem face asta. Ca să nu te și atunci ceea ce putem face este să facem EFT mental, adică ne imaginăm că batem pe puncte și spunem în mintea noastră acele propoziții. Atunci da.
hai să spunem, ești la o ședință și simți că te plictisește subiectul sau că te enervează te înfurie, mai rău, că te înfurie ceea ce spune conducătorul ședinței. Și atunci poți să lucrezi asupra ta, în timp real, ca să aplanezi această situație. Da. Fără să faci nicio mișcare. Fără să faci nimic, fără să faci nimic. Doar atunci. Un gând din partea ta verbalizat pentru toți cei care ne urmăresc, ce ar putea ei să facă pentru ei așa ceva ca să facă excelent de bine, să pășească spre acest drum? O mică rețetă. În primul rând să-și dorească să fie mai bun, să-și dorească de fapt să ducă o viață mai bună decât cea pe care o au acum și în baza acestei dorințe să dea voie imensului potențial interior pe care îl au să se manifeste. Iar pentru asta poți să folosească cu toată încrederea EFT, pentru că acest potențial poate fi pus în valoare, dând la o parte barierele care îl împiedică să se valorizeze. Super, mulțumesc mult! Eu am un cadou și pentru tine, așa fiecare invitat al meu primește acest cadou. Sunt mesaje aici, care cred că cel mai bine este să spui o intenție, să scoți acest mesaj și să vedem dacă se potrivește astăzi cu ce am vorbit. E un mesaj și pentru tine și pentru mine și pentru noi toți de obicei. Și e făcut de o prietenă de-a mea din Belgrad, care a stat acolo să le bibilească. Așa. Și am zis să împărtășesc cu ceilalți. Sunt foarte curios. Hai să vedem. Uite, să luăm un bilețel verde. Așa. E în engleză. A life spent making mistakes is not only more honorable. Adică o viață trăită în greșeli nu este mai onorabilă. Eu cred că se potrivește perfect cu subiectul discuției de astăzi. Sigur, greșelile au rolul lor, învățăm din ele, dar am putea să le evităm dacă am fi conștienți de convingerile noastre greșite sau emoțiile noastre destructive pe care le putem înlătura așa cum am arătat. Da. Super! Chiar... păstrează-l el tău. Da? Mulțumesc foarte, asta vreau să te întreb. Amintire de la noi. Mi se pare foarte potrivit cu ceea ce am discutat noi astăzi, foarte potrivit. Silviu, îți mulțumesc foarte mult că ai fost... că ai acceptat invitația la acest podcast. Este o plăcere. Și îți doresc într-adevăr ca acest mesaj care îl transmiți și prin carte și prin activitatea ta să ajungă la cât mai multă lume, chiar dacă este atât de simplu, știi? Da, îți mulțumesc foarte mult pentru urare. Dragilor, vă mulțumesc și pentru atenția voastră. A fost o sesiune pentru mine deosebită și cu un invitat, într-adevăr, ca toți ceilalți deosebiți, dar Silviu are această poveste cu EFT-ul care este mai rar întâlnită și probabil și mai rar cunoscută în România, dar probabil și în lume. Până data viitoare, țineți minte, click pe subscribe, împărtășiți această veste, acest podcast și toate celelalte cu cei dragi, pentru că și ei merită. Așa că ne vedem data viitoare la Excelent de Bine.